Iată-ne în partea a doua emisiunii Fotoliu cu Ghimp. Invitata noastră de astăzi e doamna Elena Natalie Intotero, deputat PSD de Hunedoara. Am vorbit despre multe și puține lucruri în același timp în emisiunea asta. Vorbeam despre domnul Năsui și despre tricicletele lui, despre manechinul de la Sănătate, modelul și așa mai departe. Domnule, când aud de bărbați care sunt modelul mastupecut, mă rog, asta e altceva. Dar acum vreau să vă iau și pe dumneavoastră puțină. Tot la mine în emisiune îmi vorbeați, la un moment dat îmi spuneați că vreți să faceți o consultare națională pe educație, pe alea. Ați mai făcut ceva între timp sau... Ați uitat de chestia asta? Nu, n-am uitat. A fost o propunere venită în urma primei dezbateri care a avut loc la Comisia pentru Educație, sfârșitul lunii ianuarie, chiar înainte de a începe activitatea parlamentară. A fost o dezbatere organizată de ambele comisii de specialitate, atât din Camera Deputaților cât și de la Senat. Și la această dezbatere au participat toți actorii implicați în educație, în frunte cu domnul ministru al educației. În principal, dezbaterea a fost pentru aprobarea planurilor cadru și având în vedere că au existat foarte multe nemulțumiri cu privire la materiile care trebuiau aprobate pentru aceste planuri cadru pentru următorii ani școlari pentru învățământul liceal, la vremea respectivă, domnul ministru a spus că și dacă și-ar dori să aprobe cumva aceste planuri cadru, pe lângă acele frământări, nu ar mai fi timp fizic pentru editarea manualelor pentru acest an școlar. În consecință, spunea că se gândește la amânarea acestora, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă, și că ar fi bine cu toții să facem, am propus atunci, această consultare națională, unde să discutăm mai multe aspecte legate de domeniul educației. Bun, și? Am... lăsat să treacă o perioadă, pentru că a fost și pentru domnul ministru imediat după ce a preluat mandatul, apoi toate frământările cu partea de minister și de ministru de al sănătății și am venit cu propunerea, am zis undeva pe când se mai liniștește acest val al treilea al pandemiei, să începem această consultare la nivel național. În urmă cu două săptămâni, în cadrul Comisiei pentru Educație, le-am prezentat colegilor o propunere de deplasare în teritoriu, colegilor parlamentari, să ne încadrăm până la finalizarea cursurilor pentru acest an școlar și la aceste dezbateri, așa cum am convenit la vremea respectivă, să fie invitat să participe, mă rog, organizat Ministerul Educației, alături de Ministerul Educației să participe reprezentanții unităților de învățământ, reprezentanții părinților, ai elevilor, conducerea inspectoratelor școlare, reprezentanții Parlamentului, Comisii de Specialitate plus parlamentarii din fiecare județ, de asemenea reprezentanții cultelor, pentru că au fost discuții cu privire și la păstrarea orei de religie în școală, reprezentanții Academiei Române, ai primăriilor, foarte important, pentru că ne confruntăm tot mai mult cu lipsa forței de muncă, o forță de muncă calificată și de aceea este foarte important să funcționeze colaborarea între administrația locală, școală, agentul economic, cameră de comerț, deci cu alte cuvinte, toți actorii implicați în educație. După discuțiile pe care le-am avut la Comisia de Educație, am înaintat domnului ministru această propunere de deplasări în teritoriu. Dânsul mi-a spus că analizează, că o să-mi comunice. Nu mi-a mai comunicat nimic. Ia stați puțin. Nu va comunica nimic. Cum adică nu va comunica nimic? Că eu știu că acum, săptămâna trecută, parcă, sau când... Da, aici vreau ca să ajung. La Hunedoara, la Deva, de fapt. Da. Sau, mă rog, s-au mai plimbat ei pe undeva, nu mai știu pe unde, dar știu că au fost la Deva, s-au adunat acolo. N-am primit nicio invitație din partea lor, normal era să invite și presa, zic eu. Mă rog, au invitat pe cineva care știe să, din astea cu, era să aveți o scamă, sau să prezinte știrea într-un mod favorabil. Ce au vorbit acolo, mi s-a prezentat într-o știre din care n-am înțeles mare lucru, sau a fost ceva de genul, ne adunăm, vorbim și plecăm. Dumneavoastră, ce n-ați fost acolo? Deci, aici vreau ca să ajung, am transmis tot această propunere de program domnului ministru, mi-a spus că mă va contacta, nu m-a mai contactat. Săptămâna trecută, joi, am aflat din presă că ministerul demarează o amplă campanie de consultare pe testare, vaccinare, planuri cadru, cam tot ce înseamnă problematică în acest domeniu. Apoi, vineri, am aflat
așa cum ați aflat și dumneavoastră, că una dintre, cred că prima întâlnire de la nivel național a avut loc în județul Hunedoara, a avut loc, deci am aflat după, unde au participat doar reprezentanții inspectoratului, directorii unităților de învățământ, reprezentanța ai părinților, a elevilor și domnul secretar de stat Ion de la Ministerul Educației. Da, deci numai puțin, reprezentanții ăștia ai părinților și elevilor, cum au fost invitați, pe bază la ce? Că, de exemplu, la liceu unde învață fiul meu, eu sunt președintele comisiei de părinți, dar pe mine nu m-a invitat nimeni la chestia asta. Da, nu cunosc aspecte de organizare, păi atâta timp cât... Inspectoratul Școlar Județean, da, cred că Inspectoratul Școlar Județean, dar eu cred că, în egală măsură cu o înțelegere stabilită la nivelul conducerii Ministerului Educației, pentru că altfel nu... exprim păi bun, dar această organizație. Dumneavoastră nu ați fost acolo, ceea ce nu mi se pare normal, având în vedere că sunteți parlamentar de Hunedoara, prima întâlnire a avut loc la DEVA, sunteți și președinta Comisiei pentru Educație, da? Nu mi se pare normal că nu ați fost invitată, deci a trebuit să aflați din presă. Doi la mână, din imaginea pe care l-am văzut acolo, nu a văzut niciun reprezentant al administrației publice locale. Eu n-am văzut. Nu a fost niciun primar invitat. Un alt lucru care nu mi s-a părut normal. Da. Pentru că, până la urmă, școala lucrează împreună cu administrația publică locală. Domnul Simeon, în urmă cu 3 săptămâni am avut în audiență Asociația Constructorilor de Autostrăzi din România. De fapt, este o asociație care înglobează toate firmele românești. Ei au venit în audiență pentru a-mi solicita cumva sprijin ca în cazul în care vom realiza această consultare la nivel național, să fie și ei prinși în astfel de discuții. Pe ce motiv? Acum nu mai este cazul județului Hunedoara, care oarecum este traversat de la un capăt la celălalt de autostradă. Dar pentru celelalte județe în țară, unde sunt în momentul de față în execuție lucrări pentru construcție de autostrăzi sau unde urmează și este cert că în anumite județe, ei au nevoie de forță de muncă. Și îmi spuneau că nu reușesc să identifice. Există ordonanța de urgență și proiect de lege dat pe vremea Partidului Social-Democrat privind învățământul dual, adică prin care se creează anumite facilități firmelor care vin și își fac parteneriate de colaborare cu instituții de învățământ și pregătesc forță de muncă să fie calificată. Ei vreau să vină la aceste întâlniri pentru a discuta cu părinții oportunități pentru anumite județe, pentru elevi, inclusiv să le prezinte nivel de salarizare, să le arate cu ce tehnologii muncesc, că e totul super modern, super bine pus la punct și, în egală măsură, dorința lor de a avea oameni bine pregătiți, începând de la muncitori până la absolvenți ai facultăților din acest domeniu. Nu se dorește, domnul Simion, nu se dorește. Se dorește să se realizeze aceste întâlniri într-un cadru restrâns și, atenție, aprobarea acestor planuri cadru pentru următorii ani școlari poate să însemne dezvoltarea sau stagnarea sau regresul țării noastre pentru următorii ani. Ceea ce nu cred că este normal. Faptul că nu i-au invitat și pe parlamentari și pe primari și că îi tratează cu atât dispreț, demonstrează, vom vedea ce se va întâmpla în momentul în care vor veni să ia decizii de a aproba aceste planuri cadru și, dacă nu vor fi cele mai bune soluții, va fi din nou multă nemulțumire din partea părinților, din partea elevilor, din partea cadrelor didactice. Nu vă ascund și faptul că am fost sunată de foarte mulți reprezentanți ai cultelor, care și-ar fi dorit să fie mai prezenți în tot ceea ce înseamnă activitatea instructiv-educativă și să participe la aceste întrevederi, chiar și societatea civilă, pentru că am avut foarte mulți și din societatea civilă care au venit în audiențe cu propuneri de noi introduceri de materii, de exemplu, educația rutieră, alimentație sănătoasă, educație pentru sănătate, educație juridică, educația antreprenorială. Ori dacă toți acești partenerii ai educației, reprezentanții ai societății civile, ar fi avut posibilitatea să participe la aceste consultări, probabil că până la urmă aceste planuri cadru veneau cumva adaptate la tot ceea ce înseamnă evoluția societății în care trăim și, în principal, e foarte importantă conlucrarea cu autoritățile locale. Și aici, apropo de conlucrarea cu autoritățile locale, chiar săptămâna trecută, știți că este vizibil deja conflictul care este în PNL între Câțu și Orban.
amândoi își doresc să fie președinți ai Partidului Național Liberal. Și deja s-au împărțit cumva în două tabere. Secretarul general al PNL, care se vehiculează că ar fi tabăra grupului din Transilvania și care l-ar susține pe premier pentru funcția de președinte, a venit cu o inițiativă legislativă privind posibilitatea ca toți elevii din România să aibă transport gratuit, referindu-se aici în special la elevii din mediul urban, și anume transport pentru elevii care locuiesc în localități cu peste 50.000 de locuitori. Am venit cu amendamente la această inițiativă legislativă, având în vedere că, da, ni s-a părut o inițiativă bună, dar nu putem să punem presiune asupra bugetelor autorităților locale, care deja în ultimii ani au avut bugetele mult mai mici față de anii precedenți și, în egală măsură, considerăm noi o discriminare de ce o localitate cu peste 50.000 de locuitori să poată beneficia și o localitate cu 49.999 să nu poată beneficia. Chiar așa. Și am venit cu aceste amendamente. Mulțumim că au trecut aceste amendamente. Chiar aici s-a văzut deja că cei din coaliție nu mai gândesc la fel și îmi doresc foarte tare ca acest proiect de lege cu amendamentele respective să fie trecut de Camera Deputaților. Avem deja raport de adoptare, dar să fie trecut și de Camera Decizională de Senat. Haideți să vă mai spun două chestii care mie mi s-au părut așa trase de urechi. Sunt locale, dar probabil că așa cum ele sunt locale, se întâmplă și la nivel național, ci că vaccinarea anticovid ar putea fi făcută direct din mașină în parcările marilor centre comerciale. E o știre dată de niște colegi. Acum acest lucru a devenit o certitudine, fiind confirmat de către Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. Acesta a afirmat că s-a primit acordul de principiu al colonelului Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, iar o dată de începere a operațiunii în județul Hunedoara ar fi 24 aprilie, însă acest lucru va fi anunțat ulterior. Deci, cei de reținut de aici, vaccinarea anticovid ar putea fi făcută direct în mașină, în parcările marilor centre Păi comerciale. de ce să nu o facă în portbagajul unei mașini? Cum poate să Nu, vină cu sau astfel mergeți de în târgul de propuneri? animale Da, sau mergeți la... unde sunt măsurile de igienă? Unde Deci sunt n-au nici măsurile de de ce s-a prevenție primit pentru acordul, ar cetățeni? putea începe și asta a declarat domnul Sebastian Meze. Deci, de la domnul Sebastian aș fi avut mai multe pretenții înainte de a face o asemenea declarație extrem de periculoasă. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anului Deci mi se calendaristic, pare de, nu știu. premierul Câțu și-a luat un angajament că până în septembrie vor fi vaccinați peste cât? 10 milioane Bun, acum 400 de românii mii nu de prea se români. mai înghesuie la... Și problema e că în momentul de față cred că nu știu dacă sunt vaccinați 10% din Nici eu nu cred. 10, 15, Am început să 20%, nu nu mai am avem un număr foarte cu mare exactitate. încredere în Pentru că, comunicările lor. da, și mai ales că azi dimineața am văzut și eu o știre în care spunea o doamnă că a fost sunată de 2 ori ca soțul ei să meargă la vaccinare și soțul ei era decedat de 20 de ani. Deci cam astea sunt bazele de date pe care le au cei din România. Da, acum nici nu mai știi cum e, trebuie să te înscrii, nu mai trebuie să te înscrii, cu AstraZeneca faci aia, cu ălalalt e gratuit, Deci cu vă dați seama ălalalt te că poți această face, nu persoană știu. n-a avut cum să se înscrie, da? Fiind o persoană decedată acum E 20 atâta de ani. vreme cât avem Dar... vicepreședinte la Comisia Națională pe tânărul model care ne prezintă lingeria intimă cu nu știu câți ani și mai nou e interimar la sănătate, la ce să ne așteptăm? Deci asta este o știre de la o televiziune locală care mi-a căzut acum sub ochi. Auzi, vaccinare în parcarea centrelor comerciale. Dom'le, care sunt marile? Și până la urmă, cum e? În parcările marilor centre comerciale. Vorbim despre Hunedoara, de exemplu. Câte mari centre comerciale are județul Hunedoara? Ce vine omul de la Bretea, de la Petroșani, în parcare la, cum se numește, Ocean, la Deva? Că altundeva unde se duce? E aceea parcare mare cu tot cu metro și cu toate celelalte. Deci nu prea înțeleg ce, asta e de noaptea minții. Un alt lucru, că toți vorbeam despre învățământ, doamna deputat, și vreau să stați acolo pe feliuța noastră, ca să spun. Așa,
Din nou, inspectoratul școlar județean Hunedoara se bate cu pumnul în piept. Sper să nu-i rămână vânătăi. Se bate cu pumnul în piept că a fost finalizată cea de-a doua etapă de distribuire a laptopurilor pentru liceeni din județul Hunedoara. O să vă rog să comentați. Suntem în luna aprilie, da? Cât mai avem până la vacanță? Deja foarte suntem puțin. Aproape de luna mai. Aproape de luna mai. Mai e puțin din anul ăsta școlar. Dar în luna aprilie, onor Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, cu conducere liberală sau cel puțin simpatizant liberală, a unui domn foarte bun executant al directivelor primite, dar cam atât și nimic mai mult, declară că au ajuns peste 1700 de laptopuri în 31 de licee din județ și reprezentanții Inspectoratului Școlar speră că aceste dispozitive necesare învățământului online în această perioadă de pandemie să-i ajute pe elevi să obțină rezultate cât mai bune la examenul de bacalaureat. Păi bună, nu. După ce au pierdut atât de mult. Deci după ce au pierdut o căruță de... Bă, un an și jumătate. Mă, în locul vostru. Bă, măcar aș... N-aș mai zice nimic, aș da laptopurile alea, chit că au venit târziu, dar așa cum eu îmi pun întrebarea, bă, până acum ce ați făcut? Ați fiermă măliga, ați... Ce ați făcut până acum? Că suntem în luna mai și voi vă bateți cu cărămida în piept că ați adus 1700 de laptopuri pe care sunt necesare învățământului online, numai că avem vacanță cât? O lună de zile sau ceva de genul ăsta? Și sperați să obțineți rezultate bune la bacalaureat. O să obțineți pe dracu. Nu o să obțineți nimic. În primul rând că alea trebuiau aduse de foarte multă vreme, probabil că restul de laptopuri sau tranșa a treia de laptopuri va veni prin 2022, da, când se va termina pandemia. Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia. Înainte de a face ceva, gândesc că dumneavoastră îi cunoașteți mai bine decât nu, mine. Nu, se pare că nu. Că probabil domnul inspector, cum e titulatura, inspector șef... Inspector școlar general. General al județului Hunedoara, domnul probabil că nu gândește că... De ce spun lucrul ăsta? Mi-ați promis într-un interviu că veniți fără nicio problemă la un fotoliu cu ghimbi. Domnul, au trecut vreo două luni de atunci. N-ați venit, sunteți foarte ocupat, nu-i așa? Eu cred că vă este frică să vă așezați pe fotoliu cu ghimbi. Pentru că am câteva întrebări pentru noastră, la care, sincer, nu cred că veți putea face față. Invitația rămâne valabilă, promisiunea noastră este înregistrată pe bandă, numai că, domnule inspector, n-ați reușit să vă onorați, așa cum nici guvernul colegilor noastre nu reușește să onoreze multe din lucrurile pe care le-a promis, afirmat și așa mai departe. 1700 de lucruri. Mare realizare. Mare. Da, aceștia sunt oamenii aleși nu de popor, pentru că nu a fost partidul cu cele mai bune rezultate pentru alegerile parlamentare, aleși de președintele României pentru a forma coaliția de guvernare, coaliție care astăzi simțim cu toții măsurile care sunt doar împotriva tuturor românilor. Un alt lucru care mi se pare iară foarte interesant, atâtea știri cu programul național de redresare și reziliență națională, că o să facem, că o să dregem, că vin banii așa, curg banii pe Dunăre, pe râuri, pe vin pe șosele, așa către noi. Noi numai trebuie să-i luăm, da? Și să-i investim în țara noastră. Minciuni, păi, eu minciuni. Am înțeles că... A fost pus un prag de 10 milioane de euro. Vă spun eu, cei din mediul rural au mari dificultăți ca să realizeze un proiect de o asemenea învergură, doar dacă se asociază câteva comune. Apoi, consiliile județene, am înțeles că nu sunt eligibile, da? Deci au rămas câteva localități din țară, unde probabil ei vor să vină să-și facă proiectele lor, adică bani dați cu dedicație, dar din păcate am aflat că la Comisia Europeană sunt frământări și că sunt din nou reproșuri și asupra acestei variante a Programului Național de Redresare și Reziliență. Am văzut că din cauza întârzierilor României s-a mai tăiat din banii propuși inițial și cred că până la urmă vom ajunge doar la un vis frumos care nu va fi realizat. Alte minciuni, alte păcăleli făcute de acești oameni. A fost și aici în Deva acea dezbatere. A fost o dezbatere, au venit primarii. Dar de fapt a fost campanie electorală pentru funcția de președinte al PNL din partea domnului Orban și a spus hai să fac o întâlnire să arăt că facem și dezbatere pe PNRR. Nu. Așa.
așa ziceți dumneavoastră. Păi da, s-a văzut ceva concret apoi, au fost niște răspunsuri formulate de către primarii prezenți acolo și domnul Orban nici n-a știut să le dea răspunsul cuvenit. Eu l-am întrebat pe domnul Orban așa, chiar în timpul conferinței de presă, dacă mai știe ceva de animalul politic, cu ghilimele de rigoare, de la Apele Române, care era și membru marcant al PNL din județul respectiv. Și domnul Orban, culmea, în calitate de președinte de partid, mi-a răspuns că eu nici măcar nu-l cunoaște, nu știe mare lucru. Aș fi apreciat un alt fel de răspuns, dar mă rog, asta este cu totul și cu totul altă poveste. Maxim 2 minuțele de emisiune, mai avem, timpul trece foarte repede. În teritoriu, ce ați mai făcut? N-am avut o activitate intensă, cam în toate zonele județului și ceea ce am constatat în întâlnirile cu bunedorenii, vă transmit acum îngrijorare, tristețe, pentru că este deja al doilea an în care familiile nu se pot reuni din cauza acestei pandemii, și credință în Dumnezeu. Ei cred că doar Dumnezeu și, nu, și eu personal, pentru că la ceea ce se întâmplă, ceea ce vedem că face acest guvern, doar nădejdea la Dumnezeu că vom putea avea parte de vremuri mai bune în perioada următoare. Și aș încheia prin a face un apel către toți colegii parlamentari. Nu mai țineți cu dinții de fotolile pe care le aveți. Haideți și votați moțiunea de cenzură pe care o pregătim să o depunem în Parlament. Gândiți-vă la oameni și nu așteptați ca oamenii să vină să vă scoată cu șuturi din Parlament. Aveți demnitate și cred eu că cel mai bine ar fi din nou reîntoarcerea la popor pentru a avea cu adevărat un guvern stabil, un guvern pentru următorii ani până la următoarele alegeri. Deci alegeri anticipate, singura soluție la bătaia de joc pe care o simțim cu toții din partea partidelor de dreapta în zilele noastre. Doamna deputat, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră și pe alte teme, dar din păcate timpul nu ne mai permite, poate într-o emisiune viitoare. Vă doresc succes și să auzim mai de bine. Sănătate și Doamne ajută! Stimați respectatori, Natalia Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitată la fotoliu cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliile cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon, Adrian Simeon. Adrian Simeon, numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.